Tot la standul Relax Spinning facem o descoperire foarte interesantă. Este vorba de o serie de motoare produse de firma australiană Housewing. De la motoare, să spunem așa, clasice, ale căror forme le-am mai văzut, până la adevărate nave spațiale. Stăm de vorbă cu Vlad. Vlade, ești aici lângă ele, știi despre ele, zine și nouă câteva cuvinte. Sunt tăticul lor, cum ar veni. După cum ai spus și tu, Ștefane, avem două modele de 40 și 55 de livre. Clasice. Exact, clasice, le știe toată lumea. Sistemul e foarte fiabil, ușor de folosit, 5 viteze înainte, 3 viteze înapoi. Asta este simplu, toată lumea știe cum se folosesc și ce fac, dar pe lângă asta și ce e nou la noi pe piață și ce nu a mai apărut, modelul Comax, care este probabil cel mai de succes model. Ce are el așa de special este o comandă care are servodirecție, exact ca la mașina dumneavoastră. Adică dacă noi mișcăm, direcția nu se face 1 la 1. Se face cam 1 la 3. Dacă mișcăm 30 de grade mânerul, se schimbă direcția cu 90 de grade. Pe lângă asta, o altă chestie. Pe ce tensiune merge? Pe 12 volți. Toate despre care vorbim momentan sunt 12 volți. O baterie de 100 de amperi e mai mult decât suficientă. O altă chestie foarte interesantă este că putem să reglăm trimmerul, este electric, putem să-l reglăm cum vrem, dacă ajungem la apă mică, într-o zonă cu multă vegetație, foarte simplu și eficient, la o simplă atingere a unui buton, o ridicăm mai sus, mai jos, se ridică, se lasă ca la orice motor, foarte fiabil și ușor de folosit. Alt avantaj mare este că putem să-l strângem și încape într-o geantă de mici dimensiuni, pot să spun. E ușor. Geanta lui din... Nu vine cu o geantă, dar poate fi pus în orice geantă, practic, de voiaj și e foarte ușor de transportat. Pe lângă motoarele astea mai avem și două modele de motoare pentru... Trolling, exact, care se montează pe vârful bărcii. E vorba de modelul Cayman B, care vine echipat cu o telecomandă. După cum se poate vedea, îl controlăm absolut numai din telecomandă dacă vrem. Are și o pedală ca și accesoriu separat, putem să-i atașăm o pedală care e mai cunoscută de alți pescari de spinning și îl putem controla de la picior fără nicio problemă. Altfel, ne folosim de telecomanda cu care vine echipat din fabrică. După cum se vede, îl putem roti 360 de grade. Are 10 viteze. De la 0 până la 10 e cale lungă și putem să-l folosim în orice condiții de vreme, vreme mai proastă, vreme mai bună, vânt sau nu, foarte eficient de folosit. Se ridică și rămâne prins pe vârful bărcii, se culcă la atunci când plecăm cu barca, îl ridicăm foarte ușor. După cum vedeți, sunt pedalele astea de aici care se apasă cu piciorul dacă e pe barcă, după care motorul se ridică. Are mâneri de prindere. Exact, mâneri de prindere, ușor de cărat, se blochează aici. Atunci când vrem să lăsăm înapoi la apă, apăsăm pe pedală, evident cu piciorul, dacă suntem în barcă, coboară foarte ușor la loc și suntem gata de acțiune din nou. Și încă un model, este vorba de modelul Cayman Pro, la care controlul se face din pedală, acționat printr-un cablu, foarte ușor de controlat. Tot așa este echipat cu 10 viteze, putem să controlăm de la picior, atunci când îl pornim sau îl oprim, sau putem să-l lăsăm pornit să meargă la ce viteză vrem noi constant. Este făcut din oțel inoxidabil, cu aluminiu, nu oxidează, putem să lăsăm oricât pe apă, foarte rezistent, foarte fiabil, putere 12V și 55 de livre, trage o greutate maximă de 1200 de kg, deci pentru bărcile noastre de fibră de sticlă sau aluminiu, care cântăresc în jur de 100 de kg, e o floare la ureche. Un sistem iarăși foarte eficient, un cablu, tragem de el, după care ridicăm motorul, iar el o să întindă și rămâne culcat pe barcă. Aici nu prea avem spațiu, dar e un sistem clasic. Ideea, da? După care de la motoarele americane. E exact ca la motoarele americane. Dacă vrem să-l scoatem, de exemplu, să-l luăm acasă, partea asta, prinderea rămâne pe barcă.
și de aici îl desfacem foarte simplu, îl luăm, îl punem bine, îl băgăm în mașină, după care îl punem la loc, durează câteva secunde toată mișcarea, pur și simplu. Și cam asta e, sper să avem cât mai mulți clienți, să vină lumea să se bucure de ele, să vadă... Mai văd acolo un model ceva mai robust și mai mare, acesta? Exact, este un model care are 2 cai putere. Intrăm în categoria băieților mari. Este în categoria băieților mari, într-adevăr. El cred că este făcut pentru navele care navighează pe mare, pe ocean, să le poată controla piloții prin port. Este făcut din aluminiu, pentru mărimea lui este foarte, foarte ușor. Un alt aspect al lui este că merge la 24 de volți, deci practic o să vă trebuiască două baterii de 12, da, pe care să le legăm în serie. El vine deja cu un cablu cu care să puteți lega bateriile. Controlul este clasic la el, la manetă, tot așa, are mai multe viteze, mult mai multe, 10 în față, 10 în spate. La fel, foarte fiabil, ușor, după cum am spus, și cel mai puternic motor pentru cineva care chiar are o embarcațiune mai mare sau vrea să aibă o viteză superioară. Uite, așa ca uitându-mă la toate, mie mi-a atras atenția acesta și să spun o întrebare foarte importantă. Cât costă, să spunem, produsul? Pentru ce știe el să facă și ce poate, eu cred că este un chilipir. Prețul este în jur de 1800 de lei. Practic 400 de euro pentru un motor pe care cineva din România poate să-l cumpere de aici, să vină, să-l vadă, vine cu garanție, omul vede ce poate să facă. Ca la orice produs, cel puțin pentru mine, dacă pot să pun mâna pe el și să văd cum se comportă, evident, să fiu eu convins că merge cum îmi place, e foarte important față de altele pe care le cumpăr de pe internet și nu l-am văzut niciodată, nu știu ce înseamnă, e doar o poză pentru mine. Deci eu zic că pentru un produs care este la noi în România, adus cu ceva eforturi, aș putea să spun, își merită banii cu vârf și îndesat. Ok, mulțumesc foarte mult, Vlad, îți mulțumesc pentru informații. Cam aceasta a fost reportajul zilei de astăzi de la prima zi a târgului, cel mai mare târg de pescuit din România, pescuit pur și simplu. Sunt Ștefan Dinu de la Dependenți de Spinning. Vă așteptăm pe canalul nostru. O zi bună!